Bun găsit la ultima noastră întâlnire din seria celor dedicate Festivalului Internațional de Teatru. O spun cu tristețe, fiindcă am avut ocazia unor întâlniri speciale în mini-studioul nostru de aici, de la Teatrul Gong, începând cu primarul Claus Iohannis și cu maestrul Constantin Chiriac, continuând cu profesorul și criticul Octavian Saiu, cu regizorul Zoltan Balaș sau cu scenaristul Dragoș Buhagiar. Au fost pentru noi ocazii probabil unice și le vom ține minte ca pe niște confirmări ale faptului că mari oameni de cultură sunt, înainte de toate, mari caractere. Ca o paranteză, ediția de anul viitor a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu va aduce și pentru această emisiune câteva surprize. Am învățat și noi, iată, să planificăm lucrurile precum organizatorii acestui mare eveniment, astfel încât să fie fără cusur. Dar, și domnilor, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este, ca și în alte situații, motorul unui demers unic în România prin valoarea personalităților la care se referă. Este vorba despre Aleea Celebrităților. Sâmbătă, în Parcul Cetății, 7 personalități mondiale ale culturii au să beneficieze de câte un omagiu din partea Sibiului sub forma unor stele pe caldar. Este unul dintre evenimentele foarte comentate ale Festivalului de la Sibiu. Iar pentru ca el să se ridice la nivelul așteptărilor, administrația a făcut toate pregătirile necesare la locul faptei, ca să zicem așa. Așadar, sâmbătă, deschiderea celebrei alei a celebrităților. Ultimele zile ale Festivalului Internațional de Teatru au să fie de foc. Programul o să vi-l prezentăm la finalul acestei ultime întâlniri speciale. Deocamdată însă imaginile zilelor trecute. Dialogul înseamnă șansa de a ne plasa unul în proximitatea celuilalt, de a ne deschide unul către celălalt, de a putea comunica și de a putea asculta. E forma cea mai frumoasă de comuniune, întâlnirea între două spirite, întâlnirea între doi parteneri care au ceva în comun. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu ne dă șansa tuturor în permanență de a avea ceva în comun. Fiecare an există o altă temă și tema asta dialogului este într-un fel caracteristică teatrului, deși s-ar putea spune că spectatorul nu are cuvântul, dar el are cuvântul dacă rămâne în sală sau nu și de asemenea după cum aplaudă și eventual ce scrie a doua zi în presă. Deci dialog există în teatru și există dialog pe scenă. Doamnelor și domnilor, primul invitat al acestei serii este sibianul Radu Alexandru Nica. A studiat la Cluj și la München, este doctor în teatru, a regizat la Sibiu, Am angajat un ucigaș profesionist, Nora,
Balu, Hamlet. De altfel, apropo de Nora, a fost și premiat de un ITER pentru acea punere în scenă. Astăzi lucrează la Teatrul German de Stat din Timișoara și un amănunt pe care mărturisesc că nu-l cunoșteam. Este autor de carte, o să vorbim și despre asta. Mulțumesc pentru întâlnire, Radu Alexandru Nica. Vrei să începem cu asta? Ce conține și când a fost lansată? Da, este o istorie a Teatrului German din Sibiu. Uh-huh. Nu mai pot scrie astăzi istorii tari ca fiind singurele valabile, dar este o viziune proprie despre istoria acestui teatru. Uh-huh. Am pornit de la ideea că adică nu e întâmplător ceea ce se întâmplă astăzi la Sibiu. Uh-huh. Puțină lume știe despre multe evenimente, ce se făcea în anii 1500 la Sibiu. Uh-huh. Se făcea teatru de stradă cu sute de oameni, uh-huh, într-un oraș cu locuitori de 4-5 mii de locuitori. Deci vă dați seama, ca raport, e o desfășurare de forțe într-un fel chiar poate mai mare decât se întâmplă astăzi. Corect. Era chiar realmente în tot orașul. Mm-hmm. Dar, curiozitate, de ce? De ce această scriere? O paranteză, dacă ești de acord, tu ai inclusiv în familie pe cineva, căruia eu am îndrăznesc să spun, îi datorăm existența în timp a Teatrului German la Sibiu, în perioadele mai dificile. De ce? De ce această scriere? Pur și simplu fiindcă aveai informațiile? Nu, aveam o parte din informații. Din cauza apropierii familiale, uh-huh, nu am atacat acea perioadă. Uh-huh. Totuși, eu sunt cam a patra generație care face teatru în familia asta. Da. Străbunicii mei făceau teatru de neprofesioniști, teatru de amatori. Bunicul meu a fost și el director adjunct la teatru. Mama e actriță și a fost și șefa secției germane un timp. Uh-huh. A fost și un sentiment de datorie care la noi, luteranii, e foarte, foarte, uh-huh, accentuat. A fost, n-aș zice presiunea, dar a fost stimulul matern, pe, uh-huh, care dacă o știi foarte bine, da, știi bine, da, cât de intens cum este. Se manifestă, da, corect. Absolut, corect. Așa. Dar asta ți-a fost de ajutor, îndrăznesc eu să spun din afară, cred că ți-a fost de ajutor în carieră. Și a fost, după cum ai văzut și la CV-ul ăla, da, până la 34 de ani. Așa. S-au întâmplat niște lucruri și nu numai datorită, adică bun, le-am făcut eu, dar a fost, corect, cineva care a avut și această viziune, ca să zic așa, uh-huh, și care m-a stimulat în direcție. Dincolo de asta a fost și muncă de cercetare pentru acest volum? Absolut, absolut. Muncă în arhive, sunt lucruri despre care sunt unele mai cunoscute, uh-huh, altele sunt realmente foarte puțin cunoscute, de pildă o serie de piese iezuite care s-au jucat pe la 1720 la Sibiu. Am, uh-huh, fost la Biblioteca Batianeum din Alba Iulia. Muncă de cercetare, piese în limba latină, de fapt, mm-hmm, dar... Și lucruri pe care tu nu le știai și le-ai aflat acum cu ocazia asta, da. O grămadă. O grămadă. A fost o grămadă, da, sigur, sigur. Au fost, de pildă, în Casa Albastră, erau pe la 1760, era o scenă rotativă care schimba 12 decoruri. Fantastic. Ceea ce era incredibil pentru vremea respectivă, da, și multe, multe alte amănunte. Și picante, și mai puțin picante. Eu nu descoperisem latura asta ta. E un prim volum, nu? Adică e un prim volum, da, poate va veni. Asta e așa mai degrabă cu informația generală. Uh-huh. Am încercat așa o privire de ansamblu asupra istoriei Teatrului German din Sibiu. Sunt lucruri mai de specialitate în legătură cu diferite reprezentații, uh-huh, speciale sau sau de literatură dramatică săsească, pe care nu le-am atacat. Le-am atacat în teza mea de doctorat. Uh-huh. Cartea este cam 60% din materialul tezei de doctorat. Probabil va urma și o altă. Asta face din ea o carte mai puțin accesibilă, nu, ca și conținut? Asta nu. Este cea accesibilă. Ah, okay. Aceea va fi mai degrabă pentru specialiști. Ok, va urma una de altă natură. Da. Lansarea a fost la Sibiu sau la Timișoara? Întreb asta. La Sibiu. Da, va urma și la Timișoara? Probabil că va urma și la Timișoara, dar e o carte pentru, cred că sibienii sunt în primul rând, da, evident, interesați de istoria lor. De fapt, tu nici nu mai ești la Timișoara acum, important de spus. M-am mutat la Cluj. Dar acum, ce e plimbarea asta pe hartă? E spiritul meu liber. Uh-huh. Și așa se manifestă, umblând. Și așa, da. Și de când la Cluj? La Cluj sunt de vreun an de zile, predau la facultate acolo, uh-huh, m-au chemat și cei de la Târgu Mureș. Uh-huh. Mie îmi place să mă plimb. Și îmi place să mă plimb. Și, da, o să merg din toamnă la Târgu Mureș. Ok. La Târgu Mureș.
Okay. Nu-mi place să fiu într-un singur loc. Nu, dar provocările au fost dintre cele mai felurite în cariera ta. Telespectatorii cu siguranță își aduc aminte de ce ai făcut la Sibiu, de punele în scenă, inclusiv Hamlet-ul tău special, l-ar spune unii. Îți oferă locurile astea pe unde ai umblat prin țară? Timișoara, Cluj, acum Sibiu, știm ce s-a întâmplat. Îți oferă provocări realmente? Simți că te pun în valoare locurile astea? De provocări, da. Nu știu, nu-mi dau seama în ce măsură mă pun în valoare, dar cunosc lumea mai bine și o cunosc pe propria barbă, ca să mă exprim ceva mai puțin convențional. Fără a... Nu știu cum să zic, fără să profit de un anumit tip de val care este aici la Sibiu și care pe mine m-a propulsat, deci eu sunt extrem de recunoscător pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat aici, dar acum simt că în perioada asta a vieții mele am nevoie de să fiu așa, on my own. E ca o detașare de tumultul ăsta din preajma acestui mare teatru? Da, este o detașare și este evident și o încercare de găsirea propriei voci, a propriei direcții. Am descoperit totuși despre mine că nu sunt genul de om căruia să-i placă să se subsumeze unor idealuri care nu sunt în totalitate ale sale. Bun, asta deci, înseamnă că Radu Alexandru Nica s-a descoperit total acum? Nu, nu cred că ne descoperim. Poate că înaintea morții. Da, poate, sperăm, nu știu. Dar în orice caz, acesta e gândul. Ok. Și cred că se poate petrece doar în condiții de libertate. Nu că aici n-aș fi fost liber, dar e dorința mea de a călători foarte mult, de a cunoaște foarte multe locuri, oameni diferiți, culturi diferite, orientări estetice diferite și așa mai departe. Dar spune-mi apropo de asta, fiindcă le spuneam despre asta, noi ne aducem aminte de ceea ce ai făcut tu la Sibiu. Vârsta îți schimbă, artistic vorbind, de intențiile? Ai simțit asta? Absolut, absolut. Eu cred că m-am schimbat foarte mult. Te gândești la ce se va întâmpla peste 5-10 ani de zile? Având trecutul în față, care a arătat ceva despre tine. Da, mă gândesc, sau în fine, fantazez, artistic, nu altfel, sau în fine, asta are relevanță acum. Da, mă gândesc ce se va întâmpla peste 5-10 ani, dar nu vreau să-mi fac planuri foarte, foarte concrete. Cred că genul ăsta de meserie pe care mi l-am ales îmi permite să nu trag tare la niște... Ba nu, la niște idealuri trag tare, dar la o viziune foarte concretă. Uh-huh. Adică nu-mi închipui, nu știu peste 5 sau 10 ani dacă voi fi la Sibiu sau la Bilbao. Citeam un interviu de altfel la un moment dat și de acolo se naște și întrebarea asta. În general îmi place mie să spun și să cred că în ceea ce ai făcut ai avut succes. Au fost succese și nu puține și nu mici. Au fost chiar succese foarte mari. Te gândești că poate la un moment dat în cariera ta va fi poate chiar nevoie și de un eșec? Eșecuri am avut cu Duiumul, adică... Au fost puse în umbră de succes. Da, nu, eșecurile am încercat să nu le fac atât de vizibile. Nici n-au cum să fie succese fără eșecuri. Poate doar tu le-ai perceput așa. Poate absolut. Poate ceilalți au trecut mai ușor. Absolut, și asta. Evident, cu mine sunt foarte, foarte dur și exigent și cred că numai așa poți merge mai departe. Și ați asuma niște eșecuri chiar și atunci când ele sunt aparent succesuri. Okay. Succese? Opa, vedeți cum ai intrat în conștiința populară. Ne gândim aiurea acum cu toții. Ce ar vrea Radu Alexandru Nica să scrie în CV-ul lui peste 10 ani, că tot vorbim despre perioada asta, și nu scrie încă? E ceva anume? Nu cred. Nu cred. Nu pot să zic la 34 de ani mi-am toate visurile. Da, evident. Eu totuși cred că, deși acum am scris o carte, deși am fost o perioadă de timp director artistic al unui teatru, deși predau, eu totuși mă consider în primul și în primul rând regizor. Dacă pot face asta la nivelul cel mai înalt, artistic, nu neapărat cel mai vizibil, nu neapărat cel mai promovat, dar să aibă o calitate reală, intrinsecă, acest lucru pe mine mă satisface. La ora asta, ce ar însemna cel mai înalt nivel artistic? Din punctul tău de vedere.
Ar însemna România? Nu. 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 E, absolut. E categoric. Adică, da, sunt categoric. Nu, din păcate, cu tristețe o spun, România nu este la cel mai înalt nivel din punct de vedere teatral actualmente. Din felurite motive, cred că mai face vreo 5 emisiuni foarte interesante. Dar și banii ne situează undeva mai jos? Sau nu, 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 nu neapărat. Nu, cred că e vina sistemului. Deci atâta vina sistemului artistic care e undeva la mijloc. Nu e nici sistemul vechi în care se promova calitatea, dar se pierdea foarte mult timp și așa mai departe. Se făceau spectacole capodoperă, dar în 2 ani de zile. Nu e nici într-adevăr sistem comercial, unde se fac bani și se face comerț de cea mai bună calitate, cum se face în America. E undeva între. Bă, dar tu ești un produs al acestor sisteme, de fapt. Nu? Așa că este. Avem dovezi că poate să și reușească sistemul. Absolut, absolut. Doar că el reușește mai bine în alte părți. Eu sunt, se știe lucrul acesta, fan al teatrului german, tocmai că e atât de diferit, atât de experimental și se vede lucrul acesta. Și teatrul englezesc e în zona lui foarte interesantă. De asemenea, zona Benelux, iarăși e o zonă foarte, foarte nouă, foarte, da, foarte prezentă mai nou în Europa și care știe foarte bine să-și promoveze talentele tinere. Aș vrea să profităm de, inclusiv de pelerinajul ăsta artistic al tău din carieră, care cuprinde Sibiu, Iacătă, Timișoara, Cluj și cine știe ce va mai cuprinde în viitor. Există, apropo de România, există diferențe majore între teatre, nu știu neapărat dacă din punct de vedere artistic, al conținutului artistic, dar din punct de vedere al funcționărilor. Noi avem impresia mereu despre noi aici la Sibiu că suntem senzaționali, ni se spune că suntem senzaționali. Există diferențe majore între teatrele în care ai fost tu sau, dacă permiți o altă comparație, există o diferență majoră între teatrele din sudul țării și teatrele din restul țării? În sudul țării am lucrat mai puțin. Am lucrat de vreo 2 ori la București și da, există o diferență majoră față de teatrele din București. În primul rând, va suna poate ciudat pentru cei care nu știu despre ce vorbesc. Actorii aici mai și vin la repetiții. Acolo nu prea vin și se vede lucrul acesta. Teatrul din Sibiu este în România, acolo unde se și zice că este. Okay. Și asta o spun acum, nu mai zic din interior, asta o spun în exterior. Deci e foarte bine și din mai multe cauze este bine. Sigur, și faptul că s-a înțeles că teatrul de calitate trebuie sprijinit financiar, dar totuși sunt și niște oameni care trag la, sau mai mulți oameni care au un talent deosebit și organizatoric și artistic și așa mai departe. Sunt oameni cu viziune care înțeleg ce oameni trebuie aduși aici. Deci sunt foarte multe cauze pentru care lucrurile merg bine și merg foarte bine pentru România, în orice caz. Ai apucat în perioada asta, știu că ai fost mereu plecat, dar ai apucat în perioada festivalului să vezi câte ceva din ce a fost aici? Și încă o întrebare, ai avut vreo revelație? Spui, anul acesta, din păcate, n-am văzut foarte multe spectacole, dar am văzut chiar unul aici, la Teatru Gong, anul trecut și acum 2 ani, regizor austriac, Bastian Kraft, de la Burgtheater din Viena, da. Acolo am avut o revelație. Mi-am dat seama că e mai bun decât mine Firer să fie. Și are aceeași vârstă ca mine. M-a pus pe gânduri. Înseamnă că știi care va fi, intuim care va fi și mersul tău de acum înainte, fiindcă spuneam că nu-l putem decât aproxima. Da. Spune-mi, șederea la Sibiu inclusiv înseamnă familie? Nu cred că se poate altfel. După toate aceste plimbări prin țară, se diminuează rolul Sibiului în viața ta? Sau e imposibil? Nu știu dacă se diminuează. Sunt într-adevăr însă în faza, nu i-a zice de negare, dar de detașare. Nu se diminuează. Vin mai rar, vin în primul rând din cauze familiale, dar nu cred că nu se diminuează, nu se neagă, se transformă. Mai degrabă. Se transformă într-un fel de bagaj spiritual, într-un bagaj cultural care merge odată cu mine,
pe unde mă duc drumurile. La fel cum merge, doamnelor și domnilor, și revenim la asta, și teatrul german, în inima lui Radu Alexandru Nica, nu cred că se poate altfel. La fel cum teatrul german înseamnă foarte mult, fiindcă am făcut câteva referiri fără să-i pomenim numele, așa cum teatrul german înseamnă foarte mult și în inima și în viața lui Renate Müller Nica, mama lui Alexandru Nica, este actriță a Teatrului Național Radu Stanca, un om cu care noi am vorbit în nenumărate emisiuni trecute și cu care cu siguranță vom vorbi și de acum înainte. Un prim volum semnat Radu Alexandru Nica. Sper să ne mai vedem până la următorul, totuși. Da. Îți mulțumesc mult pentru întâlnirea asta, Radu Alexandru Nica. Doamnelor, luăm o scurtă pauză și ne întâlnim cu doi dintre bloggerii de top ai României, Cristina Bazavan și Cristian Chină. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Doamnelor și domnilor, am revenit despre bloguri și bloggeri. Discutăm acum. Este o dimensiune exploatată altfel în cadrul Festivalului Internațional de Teatru la Sibiu în acest an. Nu cred că de ce e an aniversar, ci cred pentru că de acum înainte lucrurile vor merge așa. Cu Cristina Bazavan vom discuta și despre asta. Se mai află alături de noi Cristian China. Îl cunoașteți de la chinezu.eu și Edi Enache, urban.ro. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Cristina, să explicăm telespectatorilor de ce anul acesta lucrurile stau un pic altfel din punctul de vedere al colaborării și comunicării online în festival. Până acum, comunicarea era orientată către primii blogeri din România pentru un anume gen de audiență. De data asta ne-am schimbat pe ceea ce înseamnă afinitate și căutând un alt fel de public care, cumva, pentru care să facem educație. Așa că în comunicarea online de anul acesta avem primii 10 blogeri din România care au afinitate către cultură, dar în același timp am avut un concurs național care a fost realizat prin compania lui Cristi, Blogger Initiative, și am scos un câștigător care vine în festival, a venit de ieri și vede spectacolele, deși nu este în top 10 blogeri, dar are un blog. Și avem parteneriate cu site-uri care vin din alte zone, nu neapărat foarte
apropiate de teatru, dar cu afinitate pentru teatru, cu un public tânăr, căci ne interesează publicul ăsta și pe ăsta îl găsim în online. Și din această categorie este urban.ro, care e reprezentat de Eli, dar sunt mai multe site-uri. Bun, pe urban.ro, înțeleg eu, deja avem scrieri despre festival, firesc altfel că iată ne apropiem de sfârșitul festivalului. Avem scrieri despre festival. În fiecare zile, da, avem câte o scriere despre festival. Ok, scrieri care înțeleg eu, nefiind adresate specialiștilor, nu sunt nici semnate de specialiști, nu? Sau? Nu sunt semnate de specialiști, okay. Nu descriu neapărat, nu sunt recenzii sau cronici ale festivalului. Opinii, descriu atmosfera și ceea ce se întâmplă în jurul festivalului, pe străzi și în săli. Bun. Două chestiuni m-ar interesa apropo de asta. Dacă avem reacție la scrieri și poate chiar înainte, dacă avem citiri la scrieri. Apropo de testarea asta. Citirile există, fiecare articol are cel puțin câteva sute sau chiar mii de afișări. Reacțiile nu sunt foarte multe, pentru că în direcția asta publicul cred că trebuie oarecum convins să ajungă în săli sau să vină către festivalul de teatru și să se apropie, să vadă că nu este atât de serios și atât de cultural, elitist și greu de înțeles. E un spectacol în toate sensurile cuvântului. Dacă vrei, partea de strategie din online de anul ăsta seamănă cu ce s-a întâmplat la început în Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, când strategia domnului Chiriac a fost hai să ieșim în stradă cu niște spectacole. Corect, să venim spre ei, da. Da, ca oamenii să vadă ce se întâmplă, să fie cuceriți de magia spectacolului și apoi ei vor veni în sălile de spectacol când vor înțelege emoția de care e nevoie, pe care le transmite un spectacol. Mai vreau să fac o precizare și anume că pe pagina de Facebook a festivalului am lucrat cu 4 și lucrăm în continuare cu 4 voluntari. Două fete studente la jurnalism, o fată care este elevă la liceu și un băiat care vine din Singapore. Și că noi... Scrierile lui, scrierile lui le vedeți și pe Facebook. Exact, da. Sunt foarte spectaculoase momentele lui, pentru că el privește lumea cu tot o altă perspectivă. Da, exact, alege cu totul altceva. Da? Și foarte obiectiv și asta îmi place foarte mult. Dar acești 4 oameni care sunt cumva neantrenați încă în ale jurnalismului produc conținut pentru site-urile partenere. Și ne putem lăuda cu niște interviuri în exclusivitate pe care noi, parte din festival, le-am produs pentru content online pentru site-urile partenere, mai bune decât multe dintre articolele de la ziarele mari care sunt aici în festival. Dacă vă sună cumva cunoscută vocea Cristinei Bazavan, să știți că este într-adevăr de la un post de radio național. A fost vocea întâi chiar și la revista Tabu, probabil și de acolo vă aduceți aminte. Despre Cristian Ghina am putea spune foarte multe lucruri. Chinezu.eu este site-ul pe care se manifestă. E în blogosferă, dacă pot să spun așa, de prin 2007. Nu? A trecut timpul. Anul de aur al online-ului din România, când mi-am făcut eu blog, știi? Anul de aur al Sibiului, dacă foarte arogant, îți blogger, trebuie să fiu arogant. Venim din alte părți, de la peluză, trebuie să fim arroganți, că altfel nu ne bagă lumea în seamă, știi? Da. Acum, arogant poți să fii și fiindcă vii din București, deși nu ești născut în București, dar venind din București deja ai în fața noastră așa un statut. Eu tot timpul spun așa, eu sunt maramureșan și așa o să rămân toată viața. Nu-i bai că am 20 de ani de București, eu tot din Maramureș. Să dea Dumnezeu așa să se întâmple. Știi vorba aia, știi? Poți să scoți omul din Maramureș, dar Maramureș din om. Ok, sunt convins că ai văzut ce se întâmplă în Sibiu, deși n-ai fost chiar de la început aici lângă noi. Spune-mi sincer, că sincer te exprim mereu, cu toate bazdabâcurile tale. Spune-mi sincer, ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut? Dacă e ceva ce nu ți-a plăcut în mod deosebit, nu știu. Hai să zic că eu cum mă uit la festival și în general tot ce fac eu în blogosfera asta, așa o fac. Suntem la un festival internațional de teatru, mega eveniment, da? Dar la festivalul ăsta, la tot ce se întâmplă aici, se uită oameni, frate. Asta nu înțelege multă lume. Nu se uită critici de specialitate, nu se uită mega inteligenți jurnaliști de cultură, se uită oameni. Eu, venind încoace, am ascultat Megadeth. Am ajuns acasă, fac un scenariu și ajung acasă și mă uit la ultimul film cu Bruce Willis. Că mie îmi place Bruce Willis, da? După aia citesc ultima carte lui Eric Emanuel Schmidt, da? Și după aia vin și mă uit la Maestru și Margareta, cum am uitat aseară. Asta vreau să zic. Din perspectiva mea de om, apropo, ieri după teatru, m-am dus mea la două beri, într-o benzinărie, că era târziu. Că ești fan, știm. Da? Ce să faci? N-ai ce să faci. Fiecare are... E singurul meu păcat de altfel, da? Da, nu-i neapărat. Mi-am luat două beri, mă gândeam așa la piesă, le-am băut și după aia am scris. Omenești. Da. Nu la birou, gândindu-mă la niște chestii adevărate. Asta vreau să zic. E foarte important. Noi scriem pentru oamenii aia care sunt ca noi. Bun. Dacă eu scrie despre incongruența... Pentru noi? Pentru oamenii obișnuiți? Acum, știi cum e? Când te uiți la o păpădie,
te poți uita ca artist, ca pilot de Formula 1 sau cazul grav. Fiecare se uită cum vrea, la păpădie. Eu asta vreau să spectacol spun. Spectacol, fiecare asta, vede ce vrea. Din punctul ăsta de vedere, festivalul oferă experiențe pentru toate gusturile, fiindcă mărturisesc că au fost unele puneri în scenă și prin scenă, înțelegând scenă, scenă sau non-scenă, dacă vreți, au fost unele spectacole care nu cred că au fost pe gustul maselor largi, dacă permis formula nu e cea mai în regulă. Cred că au fost și spectacole care nu au fost pe gustul maselor largi. La fel cum cred, ba sunt chiar convins, că ceea ce se întâmplă în stradă este pe gustul tuturor maselor largi, dar s-ar putea, și asta am văzut niște semnale, s-ar putea să nu fie chiar pe gustul celor învățați cu un anume tip de teatru și care vor spune, domnule, ăsta e circ, nu ne interesează. Aș vrea să zic despre ceea ce ziceai tu legat de pe gustul maselor largi. Gustul se formează. Și dacă dintr-un spectacol în care eu n-am înțeles nimic și mi s-a întâmplat aici, în festival, deși poate am o cultură peste media celor care sunt în piață, mi s-a întâmplat să fie un spectacol la care să nu înțeleg absolut nimic, dar dacă m-a emoționat 5 minute din acel spectacol, înseamnă că eu mi-am depășit puțin limita de înțelegere da? Și cumva am evoluat. Despre asta este vorba. În unele cazuri sunt spectacole în care, într-adevăr, sunt pentru un alt nivel de educație. Dar dacă depășim un pic și ne emoționează puțin de acolo, înseamnă că chiar acea piesă și-a făcut treaba pentru noi. Uh-huh. Trebuie doar să fim foarte deschiși și să ne uităm la ceea ce se întâmplă acolo. Bun, de altfel, astea sunt provocările cu care Constantin Chiriac vine de 20 de ani. Eu sunt convins că dacă în 90 și ceva venea cu un sezon asiatic la Sibiu, nu reușea să facă performanța pe care o face acum. Absolut. Dar și acum o face, fiindcă de câțiva ani de zile practică exercițiul ăsta. Aduce și din pași mici, da, gustul publicului a fost educat. Uh-huh. Asta încercăm să facem în toată comunicarea. Cu alte cuvinte, dacă nu înțelegem acum, să încercăm să ne mai uităm, că sigur vom înțelege mai devreme sau mai târziu. Să fim cu sufletul vrem, deschis și să primim ceea ce ni se oferă. Uh-huh. Pentru că s-ar putea să decantăm peste 5 ani sau s-ar putea să decantăm astăzi când ne ducem acasă după berea de la benzinărie și să ne fie ușor să decantăm. Dar ca să decantăm lucrurile pe care le fac niște artiști, avem nevoie de o experiență care poate să fie de viață sau o experiență din ce am citit de la alții. Dar la fel, nu ne obligă nimeni să ne placă tot. Absolut. Eu cred că și asta e un farmec pe care l-am câștigat, bă, iacătă, din 89. E un farmec. Putem spune, domnule, nu ne place. Zice că e obligatoriu să nu ne placă tot. Exact. Păi dacă am trăit într-o lume în care fiecare piesă la care ne-am duce ar fi senzaționale, mă, cum o fă piesa asta, ar trebui să te duci să te cauți la cap. Că n-are cum să-ți placă absolut tuturor mi-ar plăcea același lucru, ar fi ceva greșit în lumea catastrofal. Asta. Catastrofal. Da. Corect, așa este. E foarte mișto ce se întâmplă. Eu m-am văzut niște piese de teatru, că acum am fost de vreo 3 ani așa la festival. Și pentru mine personal, ia vorbesc în numele meu, reprezentat foarte multe din piesele alea care nu mi-au plăcut, ieșirea din zona mea de confort, care e senzațional de importantă. Bă, dar ne-am uitat toată ziua la Caragiale, la comedii. Da. Da. Și zice, bă, ce frumos, râdem, știm la ce ne așteptăm, entropie mică, n-avem nicio treabă, ne deschidem berea și ne uităm la Caragiale. Ieșiți, trebuie să ieșim, să ne ducem la niște lucruri care nu știm cum îs sau suntem curioși să vedem dacă reușim să facă ceva din sau cum, dacă îs cum ne-am imaginat noi și ieșim din zona noastră de confort. Ai, de aici vine învățarea. Că dacă tot ne uităm la păpădia aia toată ziua și nu ne mai uităm la un nufăr, păi păpădia o știm de 100 de ori, dar nu știm cum arată nufărul. Nu v-a spus voi problema, de exemplu, la urban.ro, că ceea ce scrieți voi în perioada festivalului s-ar putea să vă și dăuneze? Adică nu v-ați gândit, domne, provocarea a venit, ok, tot în regulă, dar nu v-ați gândit că s-ar putea, domne, scriind lucrurile astea, care nu sunt în obișnuitul nostru, s-ar putea ca lumea să zică, bă, și azi, bă, și mâine, las-o încolo, adică v-ați pus problema asta, că s-ar putea să vă creeze de servicii? Noi suntem deschiși să promovăm cultura urbană foarte mult și suntem deschiși să încercăm lucruri noi. Și credem că oamenii pentru care scriem noi sunt oameni curioși să afle lucruri noi. Pentru că intră pe site-ul nostru să vadă care sunt cele mai noi filme, cea mai nouă muzică și poate de unii artiști sau de unele filme nu au auzit până acum și aud acum pentru prima oară. Ne bazăm pe lucrul ăsta că avem niște oameni avizi să cunoască și să afle lucrurile astea. E un risc asumat, în definitiv. Nu neapărat un risc, dar putem să-l numim generic, un risc asumat, același risc că ne tot întoarcem obsesiv. Povesteam cu cineva aici la începutul săptămânii care spunea, domnule, în zilele astea, dacă faceți ediții speciale aici, s-ar putea să ajungeți să-l zeificați pe Constantin Chiriac. Același risc și l-a asumat și Constantin Chiriac, ieșind în stradă cu tot soiul de spectacole, cu papițoi fără papițoi, cu artiști fără artiști, și-a asumat riscul ăsta. Riscul venit din partea unor oameni care puteau să spună, domnule, e circ,
nu consumăm, că noi suntem coborâți direct de la Teatrul Național. Eu cred că strategia domnului Chiriac a fost mai mult de a-și asuma acest risc de a fi zeificat, pentru că dânsul construiește în spatele fiecărei lucru care este la vedere și altceva care este pentru comunitate. Uh-huh. Și dacă te uiți în spate și înțelegi că mulți bani se întorc către comunitate și da, că evident, Sibiul a evident. Crescut, eu sunt printre fericiții care a fost și la ediția 1 uh-huh. și la ediția 4 care era, sau 5 care era internațională uh-huh. și sunt și acum la ediția 20. Și pe ce vremea... tânăr ales tu, Cristina. Exact. Da, da, corect. Și mi-aduc aminte că domnul, lucram la această stație radio despre care aminteai puțin mai devreme, când domnul Constantin Chiriac a venit să ne parteneriem, era prima ediție internațională a festivalului. Și tot ceea ce spunea domnul Chiriac în biroul meu, mi se părea, ok, omul ăsta e nebun. Părea atât de, gândea, era atât de vizionar și spunea că dar noi o să fim în primele 5 festivaluri europene de teatru. Și eu mă uitam, ok, sunteți de la Sibiu. Da? Și am ajuns acolo. Da? Da, dar exact. Pentru că dânsul, mergeam ieri, am mers ieri la bursa de spectacole uh-huh. și înțelegeam tot mecanismul. Și a dat seama că teatrul din România, ca să funcționeze mai bine, trebuie să știe să se vândă în afară, a creat bursa de spectacole la Sibiu, da? A făcut în cadrul facultății de arte de aici, uh-huh. de actorie, a făcut curs de management. Uh-huh. Da? Deci, noi vedem spectacole din stradă, dar e mult mai mare mecanismul din spectacole. Evident că da, Lavinia Alexa era aici, apropo de bursa de spectacole, și ne explica, e atât de simplu dacă ai răbdare și asculți. Explica cum funcționează mecanismele. Da, dar din păcate cei mai mulți nu știu. Proprietari de teatre din România nu știu. Și dacă ai învățat, sigur că unul și cu unul fac doi și înveți la școală. Dar matematica, până când ajungi să înveți acest lucru, ți se pare o chestie chineză. Asta spunea și ea, zice, și acum sunt în România și asta e un lucru destul de grav. Sunt în România companii de teatru și conducători de teatru care spun, cum să vin eu acolo? Veniți voi la mine dacă vă interesează ceva. Adică... Auzi, eu sunt mai radical la companiile astea de teatru. Trei închise. Trebuie să moară. Cine gândește așa? Nu așa se face teatru astăzi. Nu așa se face... Știi? Gestul ăla făcut în emisiunea franceză. Da, da, Silvu Plămeș. Da, și voi ceva pentru cultură. Prietene, deci cultura aia, noi ne stăm undeva într-un birou și ne gândim inteligenți, ce facem și nu știu ce. Cultura, acum, e un business social, dacă vrei să iei așa, da? Da, corect. Trebuie să fie business cu componentă socială. Nu mai poți sta să aștepți. Da, apropo de bursă, știi că am întrebat-o pe Lavinia, cum vede ea viitorul? Așa cum Chiriac, în urmă cu 20 de ani, vedea ceva, ce vede ea acum? Și să știi că seamănă ca discurs și ai exact tentația asta să-i spui, fată, și tu ești un pic. Da, pentru că îți vine să-i spui exact același lucru. Dar ai exemplul lui Chiriac care, domnule, a apărut, așa dar n-a fost. Așa se întâmplă, știi? Cu vizionare, știi? Pentru că ei știu ce au de făcut, știu că vor trage foarte mult pentru niște ani, știu că se poate obține acel lucru, dar tu care nu ești la fel de vizionar ca ei, te gândești, ok, omul ăsta e nebun, să fiu politicos. Săracul, da. Știi că... Acum ne uităm oarecum în același fel la Constantin Chiriac, ne vorbește la Sibiu despre un centru multifuncțional care va include construcții peste actualul teatru cu pasarele spre parcarea la cazarmă, o nebunie. Sunt gata să pun pariu pe orice, că se va întâmpla, pentru că eu am trăit experiența din 2000 în care dânsul îmi povestea că va fi festivalul de teatru de la Sibiu, care era național, va fi în primele 5 din Europa. Mm-hmm. Tu știi despre ce ai vrea să scrii sau scrii pur și simplu ce îți iasă în cale și e de interes? Știi ce, despre ce ai vrea să scrii, de exemplu, până la final? Hai să luăm festivalul de ediția asta. Vorbesc cu Cristina pe tema asta de foarte multă vreme. Înainte cu o săptămână de a veni aici, am citit cam tot ce s-a scris despre festival până acum. Mi-am făcut și un mic research să văd care e feeling-ul, care... pentru că a fi blogger e cea mai frumoasă meserie din lume. Pentru mine e senzațional, îmi place de nebunesc. Dar e meserie. Uh-huh. Meserie înseamnă research, înseamnă să-ți faci un plan. Eu mi-am făcut un plan, ce spectacole trebuie să văd, cam ce trebuie să fac. Uite, acum, de exemplu, în planul pe care mi l-am făcut, apropo de ce înseamnă atmosfera Sibiului, am făcut foarte multe poze la firme, la reclame, la aia. Și zic, uite, și Sibiu din perspectiva asta. Pentru că asta aduce festivalul. Nu o sală de 200 de oameni care stau și se uită la Maestrul și Margareta, care e foarte important, într-adevăr. Aduce, nu știu cum să-i zic, ca să nu pară urât pentru toată lumea, un fel de culturalizare umană a tuturor și a mea care vin aici și când plec de aici, fiecare om care pleacă din Sibiu suferă o mică depresie. Că se duce înapoi acasă, indiferent că se numește București sau alte părți. Suferă o mică depresie. Sibiu ăsta e un oraș spectaculos din toate punctele de vedere. Și festivalul, și nebunul de Chiriac, da?
au însemnat foarte, foarte mult din perspectiva asta. Da, corect. Așa o contribuție extraordinară la feeling-ul ăsta pe care l-are Sibiu. Când eu am brifuit bloggerii pe care i-am invitat în festival, le-am spus, scrieți ca și cum ați spune unui prieten de ce trebuie să vină la Sibiu în perioada festivalului. Uh-huh. Pentru că e destul de greu să faci o cronică a unei piese de teatru și să convingi pe cineva să vină anul următor când piesa aia nu se mai repetă. Ea nu va mai veni da, aici. Evident. E mai bine să scrii despre starea pe care ți-a dat-o piesa aia, ce ai învățat tu din experiența de aici. Și ca de obicei, de fiecare dată când venim aici, eu îmi doresc să mă mut la Sibiu și după aceea trebuie să plec acasă, exact cum spune Cristi. Dar niciodată nu e timpul pierdut, să știi. Da, să, așa e. Mai ai timp să te gândești, să te răzgândești. Ok, aș vrea să le readuc aminte telespectatorilor noștri că este ultima întâlnire în acest mini-studio special pentru noi, odată cu acest dialog și cu încheierea pe care vom face după pauză, pentru noi, Festivalul Internațional de Teatru se încheie. Pentru dumneavoastră însă nu, urmează câteva zile de foc. Din agenda vă vom vorbi imediat după pauză. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru această întâlnire. Ședere plăcută la Sibiu și să citim de bine, ca să zic așa. Cu siguranță. Mulțumesc tuturor. Doamne, domnilor, o scurtă pauză și revenim pentru încheiere. Așteptăm în magazinele Feeling, unde promoțiile, prețurile mici și calitatea fac din Feeling magazinul tău preferat. Este posibil ca între cele două imagini, ochelarii să facă diferența. Treci pe la noi. Bell Optic, strada General Magheru, numărul 21, telefon 0269-214-144. Ești fascinat de arta corporală? Vino între 21 și 23 iunie la Transilvania Tattoo Expo, la Casa de Cultură Sibiu. 60 de artiști de top din 18 țări îți dau întâlnire la cel mai mare eveniment dedicat artei tatuajelor. Concerte unplugged, proiecții de filme, expoziții, seminarii și discuții cu profesioniștii în domeniu. Transilvania Tattoo Expo, 21-23 iunie, la Casa de Cultură. Proiect susținut de Primăria și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu. Recomandat de Rock FM. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botez vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Wayne. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Ca sarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Doamnelor și domnilor, recomandările acestor ultime zile din Festivalul Internațional de Teatru sunt o misiune aproape imposibilă pentru mine. De ce? Fiindcă am încercat să selectez câteva evenimente dintr-un total, iacătă, întins pe pagini întregi și vorbim doar de ceea ce se va întâmpla pe 15 și pe 16 iunie. Aș dori să vă readuc în atenție evenimentele din Centrul Cultural Habitus. Sunt evenimente care vor avea loc așadar pe data de 15 iunie. Am să vă spun și despre cele din 16. Pe 15 iunie, așadar, la Centrul Cultural Habitus, începând cu ora 11.30, sunt 3 întâlniri. Mike Phillips, literatura și forumul transcultural în Europa. Autorul britanic Mike Phillips se va afla la Centrul Cultural Habitus.
Despre cartea Livada de Vișine, o continuare, Sistemul și Hieronymus, de Nicu Laru, se va vorbi de asemenea la Centrul Cultural Habitus, însă începând cu ora 13. La ora 14, tot acolo, de la Cortina de Fier, la Teatru Fără Perdea, o istorie subiectivă, este un volum semnat Doina Pap, despre el se va vorbi începând cu ora 14. Deci, la Centrul Cultural Habitus, de altfel, începând cu ora 16, se va afla o mare personalitate românească, Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României. Va purta un dialog despre economie, finanțe și cultură, vă spuneam, deci, la Habitus. Spre seară, la ora 19, la Teatrul Național Radu Stanca, un spectacol japonez, Albina, vi-l recomand cu căldură. La ora 20, în Piața Mică, este un spectacol din Marea Britanie, se cheamă Forțosul. Este un spectacol cu momente comice și muzică foarte animată. La ora 20, un eveniment, fiindcă este o super coproducție, o coproducție Bruxelles, Göteborg, Napoli, Ottawa, Luxemburg și, bineînțeles, în colaborare cu Teatrul Național Radu Stanca, reunificarea celor două Corei va avea loc la sala de sport a Colegiului Național Octavian Goga. La ora 23, în Piața Mare, tot sâmbătă, Inim de Înger, un spectacol venit din Belgia, o nuntă la care îndrăgostiții dansează la înălțime. Acestea sunt doar o parte din evenimentele din 15. Din 15. Detalii puteți obține de pe sibfest.ro, așa cum bine v-am spus. Pe 16, ultima zi a festivalului, de asemenea evenimente nenumărate, o parte dintre ele începute cu zile întregi înainte. Este foarte important, cred eu, să știți că la ora 13 la Centrul Cultural Habitus se va afla Mircea Dinescu. Spune el că e vremea pamfletului cam de mulți ani în România. Așadar, la Habitus, Mircea Dinescu și vremea pamfletului. Pe Nicolae Bălcescu, câteva evenimente. Cimpoierii scoțieni la ora 4 după amiaza, Aruncătorii de steaguri la ora 5, la ora 6 Ritmuri din Caraibe, la ora 6 seara. La ora 7 în Piața Mică, Forțosul, despre care v-am mai vorbit, un spectacol care a mai avut loc în organizarea și în găzduirea Festivalului Internațional de Teatru la Sibiu. La ora 7, duminică, deci, la Sala Talia, Revista în Sărbătoare, aș vrea să accentuez că acest spectacol este organizat de Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București. Este un spectacol care îi va aduce la Sibiu și este onorant pentru noi pe Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu, Vasile Muraru, Cristina Stamate și alții din Teatrul de Revistă Constantin Tănase de la București. Așadar, duminică seară la ora 7 la Sala Talia. Festivalul Internațional de Teatru se va încheia duminică la ora 21.30 cu un concert Loredana. La ora 10 seara la Hala Balanța o nouă reprezentație Faust. Iar la ora 12 fără un sfert din noapte un mare spectacol de artificii. Doamnelor și domnilor, este ultima transmisiune pe care o facem de aici. De luni ne întoarcem acasă. Ne întoarcem în studioul Raluca și Răzvan cu care v-ați obișnuit. Mulțumim organizatorilor pentru că au permis alăturarea noastră la acest mare eveniment. Mulțumim Teatrului Gong pentru că au permis instalarea noastră aici pentru acest mare eveniment. Felicitări tuturor celor care au făcut posibil Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Ne revedem așadar luni în studioul Raluca și Răzvan. La revedere, weekend plăcut! Noapte bună!